astăzi voi face cel mai rapid aluat de pizza. Voi pune 300 de ml de apă călduță, o linguriță de sare, un pliculeț de drojdie, 40 de ml de ulei, dacă aveți ulei de măsline, îi dă o savoare în plus. Dizolvăm puțin ingredientele și adăugăm 500 de grame de făină. Vom frământa aluatul timp de 5-7 minute. Vom adăuga făina treptat. Ne va ajuta să frământăm. Să incorporăm lichidul și începem să frământăm. Adăugăm treptat restul de făină. Da. Ok. Ne adăugăm puțin și vom frământa foarte bine aluatul. Până nu se mai lipește de mâini. Aluatul este gata, nu se mai lipește de mâini. Vă puteți ajuta încă de câteva linguri de ulei, dacă vi se pare prea lipicios. Îl vom lăsa să crească până își dublează volumul.